Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Incendiul la o casă din Rum cu acoperișul a fost cuprins de flăcări. Teatrul Colibri din Craiova, atracția principală a copiilor. Echipa de basket s-a salvat de la retrogradare. Un incendiu a izbucnit în această dimineață la o casă din comuna Runcu, satul Runcu. Incendiul a distrus o parte din acoperiș, însă, din fericire, nu au fost victime. La fața locului s-au deplasat pompierii cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță smurt. Intervenția promptă a făcut ca flăcările să nu se întindă la întreaga casă. Potrivit Isugorș, focul ar fi pornit de la coșul de fum neprotejat corespunzător față de materiale combustibile. Am fost solicitat să intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un incendiu izbucnit la o casă în comuna Runcu, satul Runcu. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță smurt din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu. Echipajele de intervenție constată că incendiul se manifesta la acoperișul construcției. S-a intervenit rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului în limitele găsite. Au ars aproximativ 15 metri din acoperișul construcției, cauza probabilă fiind un coș de fum amplasat necorespunzător față de materiale combustibile. Din fericire, nu au fost victime. Un tânăr de 26 de ani din comuna Câlnic a fost reținut de către polițiști din cadrul Biroului de Investigații Criminale pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. În fapt, cel în cauză ar fi profitat de neatenția unui bărbat care se afla în parcul central din Târgu Jiu și a furat portofelul din buzunar. Avea acte și un card bancar cu care ulterior au fost făcute 17 plăți la magazinele din Târgu Jiu, Câlnic și Telești. Potrivit IPJ Gorj, fapta a fost comisă anul trecut la data de 16 august. La data de 19 aprilie anul în curs, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 26 de ani din comuna Câlnic, bănuit de săvârșirea infracțiunilor de furt, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și accesul ilegal la un sistem informatic. Din cercetări, polițiștii au stabilit că la data de 16 august 2022, tânărul ar fi sustras portofelul unui bărbat care se afla în parcul central de municipiul Târgu Jiu. După comiterea furtului, tânărul ar fi efectuat 17 tranzacții neautorizate cu unul din cardurile găsite în portofel la mai mulți comercianți de pe raza municipiului Târgu Jiu și localităților Câlnic și Telești. Cercetările sunt continuate de polițiști în vederea documentării întregii activități infracționale a tânărului. Drumul Craiova-Târgu Jiu nu este expres, ci transregio și nu are finanțare asigurată. Cel puțin așa susține președintele USR Gorj, Radu Miruță. Este o mare minciună cu privire la acest drum, declară președintele USR Gorj. Miruță spune că actualul ministru al transporturilor, Sorin Grindeanu, a introdus drumul Craiova-Târgu Jiu în categoria transregio. Este o mare minciună cu privire la acest drum și scopul acestei conferințe de presă este să se ia măsuri pentru ca județul Gorj să beneficieze într-un final de acest drum. Pe mandatul colegului meu, Cătălin Drulă, ministrul USR, a fost scoasă la licitație procedura de studiu de fezabilitate și de proiect de tehnic de execuție, un proiect la cheie. Însă, ulterior, Ministerul Transporturilor, domnul ministru Sorin Grindeanu, a propus Guvernului României, în hotărârea de guvern, ca în planul investițional pentru infrastructura de transport până în 2030, acest drum să fie introdus la pagina 70, capitolul tabelul 2.1.35, ca drum secundar transregio. Deci ce avem acum este un proiect tehnic de execuție, un studiu de fezabilitate pentru Craiova Filiaș, regim de autostradă, Filiaș-Târgu Jiu, regim de drum expres. Asta vom avea un caiet cu aceste documente, însă finanțarea pentru acest caiet este pentru drum transregio. Președintele USR Gorj spune că pe data de 18 aprilie ar fi trebuit scoasă la licitație execuția acestui drum, însă nici măcar autorizația de construcție sau studiul de fezabilitate nu au fost realizate. Ar fi trebuit ca pe 18.04 să vedem licitația pentru execuția acestui drum. Adevărul este că nici măcar studiul de fezabilitate nu este gata, iar studiul de fezabilitate avea termen 16.06.2022, nici documentația pentru autorizarea de construire nu este gata, care avea termen 16.09.2022. Deci sunt trei etape care se încheie
cu etapa finală pe 18.04, ceea ce presupunea absolut totul gata. Această etapă vedem că e depășită. Tot ceea ce ține în spate de etapele secundare nu este realizat. Deci dacă este un proiect de suflet, dacă realizăm că județul Gorj are atât de mare nevoie de un drum expres și are nevoie, haideți să depășim momentul discuțiilor și să vedem niște fapte. Atâta timp cât există în lista drumurilor transregio și nu în lista drumurilor expres, acest drum nu va avea finanțare și nu se va executa până când nu va fi schimbat. Deputatul USR a cerut conducerii PSD Gorj fie să facă demersuri pentru a muta drumul în categoria de șosea drum expres, fie să înceteze să mai spună că va fi realizată o astfel de investiție în județ. Le solicit celor din conducerea Partidului Social Democrat de la județul Gorj, atâta timp cât au Ministerul Transporturilor, să facă demersuri pentru ca drumul Târgu Jiu-Filiaș să fie scos de la Transregio și să fie băgat la drum expres, pentru că altfel nu se va face niciodată. Pentru a se scoate de la drum Transregio și a se băga la drum expres, trebuie făcute două lucruri. Primul este o hotărâre de guvern, în care Guvernul României să modifice planul investițional, urmat de aprobarea Comisiei Europene, care a primit această decizie a Guvernului României și pentru care subiectul este finalizat. Deci Guvernul României trebuie să emită o altă hotărâre, să o trimită Comisiei Europene, Comisia Europeană să o accepte. Dacă nu se întâmplă lucrurile astea, să oprim minciuna în județul Gorj, pentru că nu funcționează așa. Actualul edil al municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, își dorește un nou mandat. Cum soarta sa în PNL este incertă din cauza neînțelegerilor cu liderul județean Ion Iordache, Romanescu a declarat că va avea totuși un partid în spate în 2024. Dacă nu va fi dat afară din partid, primarul spune că își va termina mandatul ca liberal. Mingea îi revine apoi lui Ion Iordache, care va trebui să decidă dacă va merge tot pe mâna lui Romanescu la alegerile locale. PSD stă la pândă. Sunt primarul municipiului Târgu Jiu și sunt interesat de administrația târgujiană. În acest moment sunt membru al Partidului Național Liberal și îmi voi finaliza acest mandat sub acea sigla, Partidului Național Liberal. Numai în condițiile în care, la un moment dat, domnul Iordache se va hotărâ să mă excludă din Partidul Național Liberal, există și acest risc ca ultima perioadă a mandatului meu de primar să-l petrec să-l trec printr-o calitate de independent. Acum, cum să vă spun, mingea în terenul dumnealui, pentru că decizia pe care o va lua, sunt sigur că va fi și validată de Biroul Permanent Județean, pentru că este un birou permanent județean care în mare parte este supus deciziilor președintelui. Romanescu nu ia în calcul varianta de a candida ca independent. Rezultatele au fost obținute în echipă, iar edilul nu se dezice de oamenii cu care a lucrat în ultimii ani. Nu iau în calcul decât varianta candidaturii din partea unei formațiuni politice. Și asta nu determinat de faptul că, pe la urmă, n-aș avea șanse să câștig primăria municipiului Târgu Jiu chiar și independent, ci că mi-am câștigat cele două mandate împreună cu o echipă. Iar din momentul în care eu aș candida independent, i-aș pune într-o situație nu tocmai bună pe colegii mei din actuala echipa Partidului Național Liberal. Și de aceea hotărârea luată împreună este să candidăm și în 2024 în aceeași formulă, eu pentru funcția de primar, împreună cu o mare parte din cei care astăzi sunt consilieri locali și pe listele din viitoarele alegeri. Dacă Romanescu va câștiga alegerile locale din 2024, va obține al treilea mandat de primar al municipiului Târgu Jiu. Se conturează un buget de venituri și cheltuieli pentru complexul energetic Oltenia. Documentațiile vor fi analizate și aprobate de către acționarii companiei. În ședința de joi, directoratul Complexului Energetic Oltenia va prezenta proiectul de buget de venituri și cheltuieli. Acesta propune o producție de 7,5 teravați în 2023. Între propuneri se mai află și încheierea anului cu profit. La companie va fi demarat însă procesul de restructurare și vor fi închise grupuri energetice. Se pregătesc schimbări în Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia. Deciziile cu privire la mandatele membrilor actuali vor fi luate în aceste zile. Este programată o ședință a adunării generale a acționarilor Complexului Energetic Oltenia. Pe ordinea de zi este o hotărâre privind revocarea membrilor al căror mandat încetează pe 20 aprilie. De asemenea, se va propune alegerea de noi membri. Un aspect important va fi stabilirea duratei mandatelor. Este posibil ca să fie numiți în funcții cei care au fost recrutați recent și au ajuns pe lista scurtă.
Complexul energetic Oltenia vrea să reabiliteze sistemul feroviar de la sucursala electrocentrală de la Turceni. În acest sens au fost alocate fondurile necesare. Proiectul are ca obiectiv execuția de lucrări complexe de reparații la căile ferate care deservesc termocentrala de la Turceni. Acestea sunt folosite de ani de zile pentru accesul vagoanelor cu lignit către depozitul de cărbune al sucursalei. De ani de zile nu au mai fost executate reabilitări. Prin urmare, este nevoie de o reparație capitală. Pentru termocentrala Turceni este prevăzută construirea unei centrale pe gaze naturale până în 2026. Primăria Dănești este dotată cu echipamente și utilaje de ultimă generație. Mădălin Paliță spune că mereu și-a dorit să investească în asemenea aparaturi pentru ca treaba din localitate să poată fi realizată mult mai ușor. Primarul a transmis că în dotarea UAT-ului se găsesc o serie de utilaje care pot fi folosite în funcție de anotimp. Acesta spune că pentru activitatea administrativă reprezintă un real ajutor. Am pus mare bază pe dotarea UAT-ului cu utilaje. Avem în dotare un Unimog care iarna mă ajută la dezăpezire, iar vara mă ajută să tund toată vegetația inestetică pentru că are o tocătoare de vegetație. Am în dotare un autograder care fiecare primăvară și toamnă refacem drumurile și de tarla și drumurile care încă sunt neasfaltate, le refacem și le aranjăm astfel încât să nu mai fie gropi și să poată fi tranzitate. Avem și un cilindru compactor din ăsta mai micuț cu care să putem să tasăm drumurile respective. De asemenea, Palița a avut numai cuvinte de laudă și mulțumiri și pentru persoanele de la compartimentul administrativ care se ocupă de înfrumusețarea comunei și păstrarea curățeniei în Dănești. Am un serviciu administrativ unde am 4-5 oameni cu care fac treabă și fac treabă multă, să știți. Ei sunt niște oameni foarte muncitori și foarte devotați. Și sunt și eu și foarte apropiat de ei, pentru că dacă se vede ceva făcut, tot prin prisma lor se face. Nu eu fac. Eu sunt omul care, să zicem, îmi spun ce-mi doresc și ce vreau să se întâmple în comună. Însă, atât pe partea administrativă în cadrul primăriei Dănești, cât și pe parte tot administrativă făcută de serviciu public pe raza comunei Dănești ca și curățenie și ca și întreținere, sunt oamenii cu care fac echipă și oamenii care mă ajută și cărora le mulțumesc. La primăria comunei Mătăsari a fost depus un proiect prin care un consilier local cere casarea autoturismelor vechi. Pentru ca acest proiect să fie aprobat, va trebui să fie organizată o ședință extraordinară a Consiliului Local. Ca primăria să accepte acest proiect de hotărâre, autoritățile locale ar fi trebuit să prindă în buget sume pentru casarea rablelor, dar și proiectul propus de consilierul local să fie aprobat de Consiliul Local. Am înregistrat la primăria Mătăsari un proiect de hotărâre privind aprobarea participării primăriei Mătăsari la programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat de administrația Fondului pentru Mediu, a transmis consilierul local Ion Buzărin. Dacă primăria Mătăsari ar intra în programul acesta, locuitorii ar putea primi suma de 3.000 de lei pentru a renunța la mașinile uzate cu o vechime mai mare de 15 ani. De menționat este faptul că stimulentul de casare este de 2400 de lei de la Fondul pentru Mediu și 600 de lei sunt din bugetul local al primăriei Mătăsari. Teatrul Colibri din Craiova reprezintă una dintre atracțiile principale atât pentru copii cât și pentru oameni mari. Teatrul de păpuși funcționează din 1955 și este una dintre instituțiile foarte active și dinamice care se implică în numeroase proiecte culturale. Georgiana Dinescu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret Colibri, spune că există înscrieri numeroase în fiecare lună la această instituție, iar cei mai mici cursanți au vârsta de 2 ani. Cu un repertoriu de peste 30 de spectacole, o mulțime de turnee, acesta îmbină într-un mod armonios, atractiv și distractiv, mijloacele teatrale ca pantomima, animația, măștile sau jocurile de umbre. Peste 130 de copii înscriși. Cum de se înscriu copii în 5 minute? Atelierul Teatrului Colibri în Craiova are peste 130 de copii înscriși. Da, la fiecare serie. Și seria ține între 7 și 8 săptămâni. La fiecare deci serie. Fiecare serie tot 130. Și rămân foarte mulți pe afară. Rămân foarte mulți pe afară pentru că nu ne dorim cantitate, ne dorim calitate și ne dorim ca fiecare copil să primească atenția necesară de la fiecare coordonator de atelier. Adică am putea să facem clase de 30-40, dar nu ăsta e rostul nostru. Rostul nostru e să
Îi învățăm să se bucure, să le facem o introducere în lumea teatrului, pe cei mici să-i pregătim pentru teatru, pentru că avem ateliere de la 2 ani. Teatrul Colibri reprezintă un loc unde atât prichindeii cât și adulții se pot bucura de magia spectacolelor cu păpuși, mai transmite aceasta. Avem solicitări pe mailul teatrului, de ce nu facem ateliere de la 6-7-8 luni? Și ne-am explicat, alea este babysitting, nu este atelier. Yeah. Încercăm să prezentăm copiilor viața reală, să le arătăm viața prin intermediul păpușilor și al marionetelor, așa cum este ea. Nu că o împachetăm frumos, că nu o împachetăm, dar o arătăm într-un alt fel, fără a introduce vulgaritate și abuz. Lucruri pe care copiii le văd, din păcate, cam zilnic. Cotată clar cu șansa a doua în fața Stelei în primul tur din play-out, formația CSM Târgu Jiu a dat de pământ cu basketbaliștii bucureșteni și s-a impus în 3 meciuri. Ultimul joc a fost o adevărată demonstrație de forță, gazele câștigând cu 89-61. De la început până la final, o singură echipă a dictat ritmul, cea pregătită de Cresimir Basici. Cu o apărare agresivă și extrem de eficienți, gorjenii conduceau cu 20 de puncte la pauză. Amfitrionii nu au redus din turație nici în repriza secundă, spre deliciul fanilor care au venit în număr mare la sală. 10 marcatori diferiți a avut CSM Târgu Jiu în această partidă. Cele mai multe puncte le-a reușit Shamil Stevenson, 24, care a fost și lider la recuperări cu 7. Au curs și pasele decisive la acest capitol, fiind remarcat Dylan Fry cu 9. Transformarea echipei s-a produs pentru că jucătorii au început să creadă unii în alții, a declarat Anthony Durham. Win games, play defense, share the ball, but I think the biggest thing is we just happy playing together and we just believing in each other. Au crezut foarte mult unul în celălalt, fiecare ei s-au recunoscut ceea ce poate să facă foarte bine pe teren. Shamil poate marca foarte ușor, Porter este un lider născut, Rand este un jucător atletic, Thomas este un jucător de interior care poate rezolva anumite situații acolo, el este un point guard veritabil care încearcă să șeruiască mingea și să încarce pe toată lumea cu lucrurile pozitive, astfel că lucrul în echipă și faptul că au crezut foarte mult unul în celălalt, asta a făcut diferența. Vinovat pentru succes se face și antrenorul Cresimir Basici. Croatul a reglat imers lucrurile și a păstrat echipa în Liga Națională. The real way how we can play is today. Este adevărat, dar în același timp noi ar trebui să luăm meciurile pas cu pas. Poate Steaua oarecum ne-a subestimat la începutul acestei serie. Noi știm exact unde ne este locul, așa cum spuneam, pregătim meciurile la fel, indiferent de adversar, că este vorba de club sau este vorba de ciuc, fără a avea niciun fel de disrespect față de oricare dintre alte echipe. Noi, dacă vom juca așa cum am făcut-o astăzi, când toată lumea a jucat bine, acestea vor fi rezultatele. La sfârșitul lunii aprilie va începe seria cu CSM Galați. Meciurile contează doar pentru stabilirea ierarhiei finale. Handbalistele de la CSM Târgu Jiu au cedat confruntarea de la Vâlcea. Deși au avut un avantaj de 5 goluri, oaspetele au clacat în ultimele 10 minute. Era Zinatulina cu accidentare de lungă durată și Alexandra Gavrilă răcită nu au putut fi folosite în meciul din sala Traian. Gazdele s-au impus cu 30-27. O veste bună a reprezentat o revenire a Angelei Pușcaș pe parchet. Gorjeanca a punctat de 6 ori, la fel ca Sabine Climec. Ana Ciolan și Andreea Chiricuț au reușit câte 4 goluri, iar Florența Ilie 3. Au mai marcat Catarina Pavlovici, Mirabela Coteț și Oana Bucă. Directorul Robert Bălez speră ca echipa să arate mai bine la următoarele confruntări, iar gorjencele să nu mai sufere și alte accidentări. Da, am pierdut un meci la o echipă de cupele europene, ne-am dus cu o echipă decimată de accidentări, sperăm să le recuperăm, dacă nu pe toate, pentru că este imposibil pe toate, pentru că Ira Zinatulina chiar acum zilele următoare se va opera de ligamente încrucișate, să o recuperăm și pe Gavrilă, să-și revină cât mai aproape de forma care a fost și Angela Pușca și să câștigăm meciul cu Craiova. Mai sunt 5 etape care vrem să le jucăm pentru suporteri și mai ales în meciurile de acasă să demonstrăm că suntem revelația acestui campionat. Urmează și un Final Four la Bistrița pe 20-21 mai, unde nu avem nimic de pierdut și vom merge să jucăm, nu se știe niciodată ce se va întâmpla. Meciul cu CSM Craiova se joacă duminică de la ora 18. Știrile au ajuns la final, numele meu este Tudor Ciutacu, vă mulțumesc pentru atenție, o seară plăcută în continuare!